Prieteni, astăzi vom vorbi despre balaurul din Biblie. Numele balaurului, găsit adesea în multe texte din mențiunea balaurului. Găsim în multe texte din Cartea Psalmilor. Sigur, și în cărțile profetice. Ce este balaurul? Există un deserviciu făcut literaturii agiografice, un deserviciu, să zicem, făcut de stil, de modul de a livra un mesaj, legat despre un personaj, un caracter, un sfânt, fie un caracter biblic, fie un sfânt, în contextul în care viața lui este pusă într-o aură de legendă. Sunt acolo figuri de stil folosite, lupta cu balaurul, lupta cu... A învins balaurul, a intrat în Sfântul Teodor Tiron, viața lui, dau un exemplu. În viața lui, el merge într-o pădure și distruge un anume balaur. Sfântul Gheorghe este reprezentat călare pe un cal, ucigând cu sulița un balaur. Icoană și cuvânt. În cazul Scripturii, în cazul balaurului din Sfânta Scriptură, din Cartea Psalmilor, există un psalm al Vecerniei, 103, în care se face mențiunea despre, se menționează un balaur care se joacă în mare, o fiară care se joacă în mare. Cine este acel balaur? Sau în altă parte, tot în Cartea Psalmilor, adesea mâna, brațul lui Dumnezeu este cel care învinge balaurul sau răul. Cred că trebuie spuse într-o anumită perspectivă. În Psalmul 73, versetele 14-15, zice așa, psalmistul: Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfârmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Cine este balaurul? Este o făptură, o ficțiune, este... Despre ce este vorba? E un dinozaur. Balaurul ca dinozaur. Nu, balaurul este un chip al răului. Un mod de a identifica răul ca urât, răul cel care se luptă, cel care se luptă cu Dumnezeu și pe care, evident, Dumnezeu îl învinge întotdeauna. În Isaia 51:9, capitolul 51, versetul 9, zice: Ridică-te, scoală-te, îmbracă-te cu tărie, braț al Domnului, înalță-te ca odinioară, ca în veacurile trecute. N-ai zdrobit oare pe Rahab și n-ai spintecat tu balaurul? Rahab, în traducere, înseamnă furie. N-ai zdrobit tu furia, nu ai zdrobit balaurul. Balaurul sau răul este adesea descris de Sfânta Scriptură ca urgie, ca lipsă de raționalitate. Rahab, un chip al balaurului sau un nume al răului. Unul din numele răului, dat în Scriptură și din imaginile oferite de Scriptură pentru rău, este balaurul. Nu e vorba de ființe mitice, de... sigur, Leviatanul este o făptură marină descrisă, dar nu e vorba de o ființă mitică a cărei existență să o pui sau nu la îndoială. Este vorba de chipul răului. Răul ca furie care se joacă înțelegându-se prin joacă efort permanent al lui de a dejuca planurile lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl înfrânge întotdeauna. Vă mulțumesc!